Umbră Ileana a încercat să traverseze strada pe marcaj pietonal, însă un tânăr pe motocicletă nu l-a observat pășind pe carosabil. Accidentul s-a produs pe bulevardul Dorobanților, în apropiere de catedrală, la o trecere de pietoni nesemaforizată. Deși băiatul de 17 ani a încercat să frâneze în ultima clipă, roata scuterului i-a alunecat pe șina de tramvai, iar impactul a fost inevitabil. Astfel, bărbatul s-a ales cu capul spart, iar șoferul, care a pierdut controlul vehiculului, s-a rănit la picior. Om a traversat cu viteză și a fugit. Era pe jos? Era pe jos. Om a fugit pe trecere, a mai făcut o mașină în fața mea, am pus frâna de față și mi-a alunecat din față sau într-o parte. L-a luat în plin și l-a aruncat pe mai aici. Aici în față, cu viteză, da. Veniți iară să vedeți ce e aici. Nu unul, doi, ăsta e unul singur. Sunt câte 7-8. E jale mare pe aici, pe la noi. Polițiștii au demarat cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier. Motociclistul testat cu aparatul alcoolmetru a avut rezultatul zero, dar pe numele lui a fost deschis dosar penal. Pietonul rănit a fost transportat la spital, însă nu a rămas internat.